Iată noi, iată ei, autoritățile publice. Ei decid ce acțiuni sunt necesare pentru binele nostru. Ei cred că văd lucrurile așa. În realitate însă văd astfel. De ce? Pentru că nu le spunem ce avem nevoie cu adevărat. Între timp ei rămân undeva departe, iar noi îi vedem izolați cu propriile viziuni și secrete. Iată de ce am creat Institutul de Politici și Reforme Europene. Scopul nostru? Să ajutăm moldovenii să-și construiască un trai mai bun acasă. Cum? Elaborăm politici publice. O politică publică nu este politica propriu-zisă. Nu are nimic în comun cu partide politice sau campanii electorale. O politică publică este un set de acțiuni care pot schimba situația spre bine. Ea trebuie elaborată împreună cu cetățenii pentru a ajuta statul să facă schimbările de care ai nevoie. Sună complicat? Nu este. Nu mai complicat decât un puzzle. Fie că suntem agent economic, ONG sau pur și simplu locuitor al țării, fiecare dintre noi are o idee, o opinie sau un interes. La Institutul de Politici și Reforme Europene adunăm aceste idei, le conectăm și analizăm opțiunile necesare pentru a le pune în funcțiune. Politicile publice sunt elaborate în toate țările. Cu cât e mai activă implicarea cetățenilor, cu atât e mai dezvoltată țara. În Republica Moldova, acest proces abia începe. Fă un pas spre o democrație fără secrete și un trai mai bun. Completează formularul de recrutare pe ipre.md.